Un tânăr de 23 de ani din comuna Botoșaneană, în Inescu, a fost reținut de polițiști după ce a ucis un pui de căprioară. Ieri, tânărul a intrat ilegal însoțit de câinele sau de vânătoare pe raza ocolului Silvic Dorohoi, de fiind depistat de un agent de pază cu un pui de căprioară sacrificat. Bărbatul a fost reținut pentru infracțiunea de braconaj, iar cercetările vor continua.